Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă prezint azi o nouă filă a istoriei noastre. Vlad Țepeș, nepotul lui Mircea cel Bătrân. Pentru a-l cunoaște mai bine pe cel care prin groază și teroare a reușit să mențină Valahia în afara ghearei lacome a Imperiului Otoman, merită să povic puțin asupra distinsei sale origini. Rare ori marile personalități ale istoriei au fost la rândul lor descendenții unor alți mari oameni. În cazul voievodului, care i-a îngrozit atât pe creștini cât și pe musulmani, soarta i-a hrăzit să aibă parte de un bunic legendar și de un tată, să-i zicem, plin de imaginație. Vlad I Dracul era fiul natural al lui Mircea cel Bătrân și vlăstar al marii familii a basarabilor. Vlad Dracul, tatăl lui Vlad Țepeș, a avut la rândul său o personalitate complexă care, din nefericire, nu a beneficiat de studii amănunțite din partea istoricilor. Cu toate că era recunoscut drept urmaș legitim al marelui Mircea, având așadar dreptul nativ de domnie, tatălui Țepeș s-a remarcat în primul rând ca un luptător și cavaler dedicat campaniilor anti-otomane ale vremii. Datorită urii și intrigilor clanurilor boierești, este nevoie să-și părăsească tronul și să caute adăpost în Transilvania. Acolo a trăit între anii 1428-1436, beneficiind astfel de protecția împăratului Sigismund de Luxemburg. Tatăl temutului Țepeș era o cunoștință mai veche de-a regelui, deoarece încă din tinerețe s-a făcut remarcat datorită curajului și îndemânării în luptă. Pe baza acestor două calități prețuite, fiul lui Mircea cel Bătrân a fost invitat să intre în rândurile cavalerilor Ordinului Dragonului, Ordinis Draconis. Grupărea în sine era una deosebit de exclusivistă și secretă, scopul său principal fiind acela de apărare a catolicismului alături de alungarea turcilor din Europa. Blazonul ordinului înfățișa un dragon al cărui trup forma un cerf, iar înghițindu-și astfel coada. Simbolul în sine este unul mult mai vechi decât creștinismul, în accepțiunea Europei păgâne. Acest animal fantastic era consacrat zeiței Atena, semnificând ideea că rațiunea și înțelepciunea nu dorm niciodată, atente fiind la apariția celui rău. Pe când Mircea cel Mare se afla la Nürnberg împreună cu fiii și suita sa ca invitat al regelui Sfântului Imperiu Romano-German și rege al Ungariei, Sigismund de Luxemburg, remarca abilitatea în lupta a prințului Vlad I-ul. Atunci tatăl sângerosului Țepeș a avut dreptul de a purta la ceremonii costumul roșu întunecat cu mantie verde, la gât având simbolul din aur al dragonului. Revenind la momentul fugii sale în Ardeal, Vlad I-ul primește de la puternicul rege Sigismund clădirea corpului de pază din cetatea Sighișoarei, alături de funcția de comandant al oștilor imperiale din sudul Transilvaniei. Acolo se căsătorește cu una din fiicele lui Alexandru cel Bun, femeie de rang înalt din familia Mușatinilor. Astfel, viitorul Vlad Țepeș, copil legitim născut din această legătură, era văr direct cu marele Ștefan al Moldovei. Cei doi lideri au copilărit parțial împreună, devenind prieteni foarte buni. În heraldica și genealogia voievozilor valahi, Vlad Țepeș apare sub numele de Vlad al II-lea Draculea, moștenind numele tatălui său transformat în renume. Odată cu acești doi voievozi, tată și fiu, țara românească cunoaște familia voierească a Drăculeștilor. În limba română, termenul pompos de dragon moștenit de Vlad I-ul are drept corespondent pe cel de drac și balaur. Astfel, împământenindu-se în conștiința națională numele de Vlad Dracul sau Draculea. Nu trebuie să ne mirăm prea mult dacă ținem cont că în Europa aveau să circule numai puțin de 57 de variante ale numelui voievodului, printre cele mai uzitate fiind cele de Dracole, Draculia, Dracol, Draco, Dragula, Dragulios, Dragulia, Traculam, Taracoglu sau Cazichil, Cazachil și Casiclu, după cum îl numeau înfricoșați turci. După o copilărie petrecută pe străzile Sighișoarei, viața tânărului Vlad avea să se schimbe radical și dramatic în același timp. Moartea regelui Sigismund, protectorul tatălui său, petrecută în anul 1437, este interpretată de turci drept o slăbiciune a frontului anti-otoman creat în estul Europei. Cu un an înainte, Vlad Dracul fusese nevoit de noile conjuncturi politice să meargă la Bursa, în inima Imperiului, pentru a jura credință sultanului Murad al II-lea. Conștient de problemele create de Mircea cel Bătrân, sultanul nu a dorit să riște în privința urmașilor acestuia. Prin urmare,
Vlad Dracul a trebuit să trăiască în apropierea sultanului alături de cei trei fii ai săi, Mircea, Vlad și Radu. Domnul Muntean și-a lăsat fiii zăloc sultanului în timpul expediției militare întreprinsă de turci în Transilvania. Tristul atac musulman în Ardeal s-a soldat, conform cronicilor, cu devastarea cetăților Alba Iulia, Sighișoara, Mediaș, plus asediul Sibiului și Brașovului. Alături de pradă, turcii au luat robi circa 30.000-40.000 de oameni, o cifră imensă pentru acele vremuri. Vlad Dracul revine la tronul Valahiei în anul 1433, dar pentru a controla un astfel de vasal turbulent și periculos, turcii continuă să-i păstreze pe Vlad și Radu drept ostatici, garanți ai propriului lor tată. Cei doi copii au parte de o educație militar-politică în spirit turcesc, undeva în podișul Arii din Anatolia. Acolo, la umbra munților Cociadag, trona asfra cetate Egrigoz, unde Vlad va rămâne până în anul 1438, când tatăl său este decapitat din ordinul nejustificat al fostului său camarad de arme, Iancu de Hunedoara. Singur printre turcii cei dușmănoși, viitorul Țepeș își continuă studiile militaro-tactice, devenind un mânuitor expert al iataganului și al suliței de luptă. Caracterul său agresiv și privirea-i cruntă l-au ținut departe de șicanele și avansurile turcilor. Nu la fel se poate spune despre fratele său Radu, care datorită înfățișării ajunge să se aleagă cu porecla cel frumos. Există unele mărturii istorice care merg până într-atât încât se pare că Radu ar fi fost violat de viitorul Mahomed, cuceritorul Constantinopolului, mai târziu cei doi având chiar o relație intimă de durată. Scârbit de calea pe care o alesese fratele său Radu, Vlad își găsește refugiul exclusiv în știința armelor. În răstimpura sa contra turcilor creștea arzând mocnit. Cum în urma bătăliei de la Varna, în care cruciada creștină europeană este zdrobită, fără drept de apel de turci, țările române se aflau din nou singure în fața Semilunei. În mintea lui Vlad a încolțit un plan cumplit. Avea să câștige cu orice preț tronul Valahiei. Cunoscător excelent al moravurilor și mentalității turce, Vlad știe că aceștia nu pot fi ținuți departe de țară decât cu ajutorul fricii primare, instinctuale care slășluiește în unghierile ascunse din sufletul oricărui om. Alianțele viitoare ale voievodului nu vor mai fi nevolnicele state creștine, ci cumplitele fiice ale disperării, teroarea, groaza, spaima și durere. El domni cu o rigoare necunoscută până atunci în principatele române, August Treboniu Laurian. După moartea tatălui și a fratelui său mai mare, Mircea, Vlad, viitor Țepeș, era următorul îndreptățit să ocupe tronul Valah. Tron ocupat între timp de Vladislav al II-lea, vărul său din familia Dăneștilor. Între cele două familii nobile valahe, Drăculești și Dănești, existând o ură fără margini. Profitând de dezastrul suferit de armatele lui Iancu de Hunedoara și Scandenberg la Kosovopolie în anul 1448, legendarul voievode mai târziu pune mâna pe tronul tatălui său, ajutat fiind o serie de pașale de la Dunăre în frunte cu pașa de Nicopole și Caragea Bey, conducătorul armatei Rumeliei. De partea tânărului domn mai erau și o serie de boieri valahi adunați într-o alianță potrivnică lui Vladislav Dănescu. Așa și-a dobândit Vlad prima domnie. O domnie care avea să dureze doar câteva luni, mai precis între lunile august 1448 și ianuarie 1449. Cu toate acestea, exacerbarea politicii interne concretizată prin luptele tot mai dese între clanurile boierești, coroborată cu lipsa unei armate personale credincioase, fac ca tânărul voievod să-și piardă tronul în favoarea lui Vladislav Dănescu. Fără niciun fel de ajutor, Vlad fuge în Moldova, unde leagă o prietenie puternică cu viitorul domn Ștefan cel Mare. Datorită acutizării luptei pentru putere, cei doi verse văd nevoiți să se refugieze peste munți la curtea lui Iancu de Hunedoara, devenit între timp voievod al Transilvaniei. Situația în Europa avea să se înrăutățească fără precedent odată cu căderea Constantinopolului. Devenit între timp om de încredere al lui Iancu de Hunedoara și însărcinat de acesta cu paza hotarului de sud al Ardealului, Vlad întreprinde un atac fulgerător în Valahia, în decursul căruia îl prinde pe Vladislav la Târgușor și îl decapitează. Urmează cea de-a doua și cea mai importantă domnie, desfășurată între anii 1456-1462.
După ce Vlad și-a luat tronul, s-a înconjurat de un mare număr de soldați aleși de mare încredere, cărora le dădea bani și avere și cealaltă stare și situația celor uciși, după cum amintesc cronicile. Întărit împotriva unei eventuale tentative de asasinat, Vlad Vodă se concentrează pentru început asupra boierilor. Scopul era de fapt consolidarea și creșterea puterii voievodale. În plus, tagma boierească era un stat în stat, iar forța sa era imensă datorită bogăției și influențelor personale. Vlad avea o ură mai veche împotriva boierilor, în care nu avea încredere nici cât negru sub unghie. În afara tendinței aproape naturale pentru uneltiri și trădări, o mare parte a boierimii era vinovată de moartea tatălui său. Documentele istorice sugerează că eliminarea boierilor a fost făcută succesiv, în mai multe episoade, Vlad dând iama nu doar în boierii de rând, ci și în elita conducătoare. Astfel, în cea de-a doua domnie, voievodul Valac execută drept măsură de prevedere un număr de 11 boieri din cei 23 de mari dregători ai sfatului domnesc. Celebrul episod al uciderii boierilor adunați are la mijloc un dialog tragico-comic între domnitori și clica nobiliară. Cronicile ne spun că Vlad i-a invitat frumos la masă pentru a-i aduna într-un singur loc, după care a început judecata, în stilul și uzanțele sale. I-a întrebat sincer pe fiecare în parte câți domn cunoscuseră pe scaunul țării românești. Boierii au răspuns diferit, unii 10, alții 20, fiecare în funcție de vârstă. Indignat, domnitorul cere să-i se explice cauzele atâtor schimbări anormal de dese. Neprimind răspuns, Vlad le strigă furios: vina o poartă rușinoasele voastre dezvinări. Instantaneu, moartea și-a întins lungă aripă neagră, tixită de țepe deasupra palatului. Un număr de 500 de boieri mari și mici, cu familiile și slujitorii lor, au fost trași de vii în țeapă în curtea domnească. Atât țările române, cât și lumea întreagă, nu mai pomeniseră un asemenea lider. Clanurile boierești rămase s-au temut într-atât încât au organizat la rândul lor o ripostă concretizată în strângerea în graba unei armate de elefegii, cu care au purces spre prinderea și uciderea domnitorului. În fruntea grupului rebel se afla puternicul și vestitul boier, Albul cel Mare. Nu au avut nicio șansă în fața copilului de altă dată, care crescuse mâncând strategie militară pe pâinea amară a turcului. Vlad a ieșit cu oastea înaintea lui. Albul cel Mare a fost tăiat în bucăți de viu, aceea soartă având-o nevasta copiii și toți lefegii prinși. Pe fondul așa zisei terori înfăptuită de domnitor, Valahia creștea, se îmbogățea și prospera. Vlad încuraja comerțul, construirea de drumuri și sate, ocrotindu-i pe negustori și pe țăranii care lărgeau grosul armatei. Nimic nu grește mai sugestiv despre atmosfera instituită de noul domnitor cu mână de fier decât nenumăratele documente istorice. Așa de mult ura răul din țara lui, încât dacă cineva făcea rău, furt, tâlhărie, nedreptate sau siluia vreo muiere sau fată mare, acela nu rămânea viu. Blamatul și batjocoritul Dracula era de fapt iubitor de popor, fiind considerat un mare și înțelept stăpânitor. Cetățile și mănăstirile sunt reconstruite și întărite. Vlad nu-i suporta pe vagabond și cercetori care erau în opinia sa doar niște hoți. Într-o cronică autohtonă se povestește că Țepeș Vodă i-a adunat într-o mare casă pe toți paraziții din Valahia, acolo i-a ospătat și le-a dat de băut pe săturate. La sfârșit, voievodul i-a întrebat dacă vor să le mai fie foame și frig de acum încolo. Număriat a strigat încântat într-un singur glas gloata de miloși giftuiți. Bine, le-a răspuns voievodul, care a ordonat să fie închise ușile și ferestrele, după care casa plină cu cercetori a fost incendiată. După cum le-a promis voievodul, nu le-a mai fost frig niciodată. Hoția, jaful și minciunea fiind eradicate, există mărturii despre drumuri întregi, mărginite de hoiturile celor trași în țeapă, prosperitatea țării atinsese culmi mai mari decât în timpul domniei ilustrului său bunic. Toate acestea au atras însă ochiul lacom al semilunei. Ultima domnie a lui Vlad Țepeș. Lupta condusă de Vlad nu a fost în zadar, l-a obligat pe Mohamed al II-lea să renunțe la planul său de a transforma țara în pașalâc. La 7 martie 1471, Radu cel Frumos, văzând atâta pradă ce-i făcuse Ștefan Vodă, nu vrut să lase să cerce strâmbătatea sa. Anul 1473 a adus o agravare a dominației otomane asupra țării românești, pentru că Ștefan cel Mare a constatat
că Radu se dăduse pe sine și cetățile țării pe mâinile turcilor. Aflat în captivitate, Vlad Țepeș aștepta cu răbdare și speranță zile mai bune. Așteptarea a fost lungă. 12 ani, dar nu zadarnică. În 1474 avea să fie eliberat de regele Ungariei, care, cunoscându-i vitejia, dorea să-l folosească în expedițiile împotriva Imperiului Otoman. În 1475, Ștefan, sătul de schimbarea domnilor din țara românească, care nu-l ajutau în rezistența sa împotriva porții, repune pe tron la cârma Valahiei pe Țepeș, în care vedea un aliat de nădejde în lupta împotriva otomanilor. Vlad Țepeș nu uitase metoda tragerii în țeapă, utilizată cu succes împotriva turcilor, și în anul 1462 el a pus în țeapă trupurile celor uciși, făcând păduri de oameni trași în țeapă. Cei doi voievoși au jurat credință, dragoste și alianță, astfel că întreaga acea țară s-a bucurat că turcul nu-i va mai face griji. Cunoscându-i prea bine pe boier, Țepeș nu s-a încrezut în jurămintele acestora și a cerut lui Ștefan un corp de pază care s-a dovedit ineficace. Țepeș a fost ucis de turci și de domnul pus de ei cu ajutorul trădării boierești. După moartea lui Țepeș, țara românească intra din nou în orbita otomană, iar Ștefan cel Mare a trebuit să reia lupta pentru eliberarea ei. Faima lui Dracula. Dintre toți domnitorii români, se poate spune că Vlad Țepeș s-a bucurat de cea mai mare faimă europeană. Personalitatea complexă și oarecum contradictorie a lui Vlad Țepeș Dracula a devenit celebră încă din timpul vieții. O altă latură a personalității lui Țepeș, care a impresionat puternic atât pe contemporan cât și pe urmaș, a fost vitejia domnului țării românești, cunoscut ca unul din marii luptători împotriva expansiunii otomane și ca un apărător hotărât al independenței țării sale. Faima europeană de care s-a bucurat, indiferent dacă este negativă sau pozitivă, constituie o dovadă certă că el a fost o mare personalitate, pentru că numai o astfel de personalitate poate stârni în jurul său o asemenea faimă. În 1976, cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la moartea domnitorului, au apărut două monografii dedicate epocii lui Vlad Țepeș. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun toate cele bune și pe curând!